De aproximativ un an, românii se confruntă cu un val agresiv de scumpiri la energie, carburant și nu numai. Inflația ne-a făcut multe probleme, iar criza economică ne va afecta din ce în ce mai tare în următoarea perioadă. Conform Playtech.ro, Money Matters este cel mai recent studiu realizat de Erst Group pe marginea obiceiurilor de consum ale românilor, iar statisticile trădează un trend îngrijorător. Numai puțin de 47% dintre români și-au restrâns cheltuielile în ultimul an din cauza creșterii prețurilor. Aproximativ un sfert dintre români au început să facă economii pentru educație și pregătire profesională. Cei mai mulți români sunt îngrijorați de efectele inflației asupra calității vieții în România și încearcă să-și adapteze comportamentele financiare în acest context. Oamenii sunt mai atenți la prețuri, la tarifele, la utilități și nu numai. Interesantă este afinitatea românilor pentru educație. Practic, 25% dintre oameni fac eforturi pentru a investi în educație și cursuri de formare profesională, cu 9% mai mult decât în urmă cu un an, trădând o schimbare majoră de mentalitate. Schimbarea a fost mereu constantă în viața noastră a românilor, mai ales în ultimii 30 de ani. Fie că vorbim de schimbarea de regim din 89, tranziția spre economia de piață, aderarea la structurile euroatlantice, criza financiară, pandemia, războiul de la granițe, schimbările ne-au marcat permanent existența și ne-au insuflat o capacitate extraordinară de reziliență și adaptare, relatează Playtech.ro.